să spună că nu am făcut nimic. Noi trebuie să facem ceva acum și trebuie să ne dăm un acord de principiu ca să putem să avem această inițiativă votată în Consiliul General. Nu mai dați din cap. Ceea ce facem aici este absolut legal. Vă rog frumos să nu mai jigniți și evacuăm și sala pentru cei care jignesc. Nu va jigni nimeni, nu va deranja nimeni. Scrieți pe Facebook numai lucruri neadevărate că se întâmplă aici în Consiliul General și vreți să fiți tratat cu respect. Eu vă tratez cu foarte mult respect. Și ca să vă dovedesc acest lucru, vă invit pe dumneavoastră să vă faceți analizele și eu vin împreună cu dumneavoastră pentru că ați scris pe Facebook cu privire la dialogul meu cu domnul Nicușor Dan, care a calificat un proiect de hotărâre ca fiind o veste a lui Moș Crăciun și am avut un dialog amical și civilizat și dumneavoastră vă întrebați retoric pe Facebook ce a fumat doamna primar. Nu am fumat niciodată în viața mea, nici țigări, nici altceva. Și vreau să vin cu dumneavoastră la analize. La cum vă comportați, probabil că dumneavoastră fumați și din alea tari.